Să trăiești, Miticuță. Eu mă duc să beau o cafea, Miticuță. Cu domn Bogdan aici. Să discutăm despre ce... Vorbim de bărci? De mașini discutăm acum. Astăzi avem de mașini. Lasă-ne mâine, cu bărcile. Mâine la bărci. Mâine cu bărcile, da. Se deschide sezonul de bărci, drag. Când? Da, corect. Acum, vine cătura. Corect. Trebuie să facem și... Corect. Face și mâncare de bărci. Sau dracu, le plimbăm să le facă alții. Ai grijă, poate e muștarul lui Miticuță. Păi, Mitică... Dar unde-i borcanul ăla de muștar al tău, Mitică? Că aveai unul. Am zis eu că e ca lume. E cald afară, mă, Miticuță. Trebuie să vină și căldura, că a fost cam fric zilele astea pentru mai. Să știi. Ce pentru mai? Pentru jumătatea lui mai deja. Adică va veni vara. Nu știu, nu mă pricep la... E și competiție directă cu Dacia. Da? Adică la prețuri, la astea. Da. Ia să-l vedem pe Miticuță, că trebuie să vină, mă. Din misiune. Nu s-a dus. Ia uite-l pe Miticuță. Zici că ai KTM, Miticuță. Ești nebun complet după enduro, Miticuță. Da. Mă gândeam să fac un super mult, din ăsta, la mine, din ăla de 300. Da. Cum ar? Ar fi ca lumea, la primul flick-flack s-a dus, a rămas șasiul jos. Nu, că toți cu de-alea umblă, adică. Ai văzut aia la motocross? Da. Toți de-alea au. Nu e... Când nu vor avea, da. Dacă au toți. Ce să mai... Oprește-l un picuț. Mai îl pornim și mâine, ne mai dăm și mâine cu ea. Miticuță, bă. Ești nebun complet, Miticuță, după enduro, după de-astea ești. Aute, Miticuță. Barosan. Poate să ți se spună și șeful, Miticuță. Șeful șefilor. Da, așa că vine acum, Miticuță, te ajut. Thank you.
Cât a cumpărat-o pe asta, miticuță? 3. Da. Cam ăsta e prețul, în piață. Da. Să și mai ține un pic și mai scumpe. Aha. Da. Da. La 3.000 e ok. Adică de fapt și de drept, ca să ții în mințile ei, trebuie să dai 3.000, adică restul, adică sub 3.000 greu. Greu e ceva care să... să merite. Păi e bine, mă, miticuț. Ești bagabon, mitică. Gata, te-am văzut eu. Ai văzut ce-s mai... cu sebică, cu ăștia, cu toți mafioții.